Salutare! Am pe masă un iMac de 27 de țoli din 2009. Hard disk-ul e stricat la el. Inițial nici nu mai pornea. Am reușit cumva să-l păcălesc cu un hard disk extern, dar asta e altă poveste. Ce o să fac acum? O să-l demontez, să-i scot hard disk-ul afară. Niște colegi de-a mei spun că ar fi o modalitate să salveze ceva după el. Bun. E primul meu video. N-am mai făcut review, n-am mai făcut video pe YouTube. Am zis că dacă tot desfac asta, hai să-mi fac și eu un video să văd ce iasă, cum iasă. Pentru cei care nu știu, sticla, ecranul, da? E prins cu magneți la Apple, la iMac. Și o să avem nevoie de două ventuze pentru fiecare colț. Una. Și acum pur și simplu să trag către mine, dar nu le iau complet, pentru că aici jos are niște bolțuri în care e băgat în rama de jos, da? O să-l trag și o să țin eventual cu asta înainte de aici, de un pic de contra aici. Și o să trag sticla către mine. Se ține în magneți. Da? Așa. Și eu o ridic un pic în sus ca să-mi iasă din partea de jos din bolțe. Ok, am luat-o. O pun deoparte. Și acum display-ul. Computerul ăsta mai a fost desfăcut, cum am spus. Probabil că vor fi șuruburi lipse sau prost montate sau așa mai departe. Avem nevoie de șurubelnițe cu un Torx de 10 pentru șuruburile care prind display-ul de carcasă. Are 4 într-o parte, 4 într-o. Atenție la magneții ăștia care sunt foarte puternici și poate să cumva să mă devieze către display. Nu vreau asta pentru că l-aș strica. Ca să scot șurubul de acolo. Din cauza magneților ăștia puternici am nevoie de o pensetă. Măcar nu este așa ușor cum am gândit eu. Ia uite cum sare. Ok, am luat. Următorul. Noroc că am pensetă aici. Și ultimul după partea stângă. Pe partea dreaptă. Acum, o să am grijă să nu ating display-ul, are deja câteva urme. O să trag puțin de aici, din colț, cu o șurubelniță către mine, am prins. Rama este destul de stabilă și din partea asta lantă. Ravatez ușor către mine și îl țin așa. Trebuie să deconectez câteva cabluri. Am aici un cablu micuț, foarte finuț. Da, asta pur și simplu îl tragem în sus. După aia mai avem unul acolo jos care are o clamă de plastic
tragem ușor de ea și în același timp mingem ușor în jos, după care trag în jos, l-am scos. Mai am două cabluri aici, unul mic care cică ar fi ceva senzor de temperatură, îl scoate și mai avem un cablu care are două clame pe lateral care trebuie să le strângem împreună și strângem de în sus, se iasă foarte ușor. Și cam atât a fost. Iau display-ul propriu zis și o să-l pun deoparte, să-l protejez puțin. Am revenit. Acum, scopul meu e să-i scot afară hard disk-ul. Hard disk-ul meu stă în două șuruburi aici. Torx top care trebuie să-l desfac. Așa. Înainte de asta, trebuie să-i desfac contactele, are trei. Unul aici. Țac. Încă unul. Nu vreau să iasă, să scot pe ăsta mare prima dată, să am acces la celălalt mai mic de lângă pastă, da, e fray. Acum, desfac șuruburile astea două, cum am spus, Torx de 8. Am grijă să nu le amestec cu celelalte care țin display-ul, pentru că e bine să nu încurcăm șuruburile între ele, să nu avem surprize când ne montăm înapoi. Și acum atrag de hard disk ușor și în sus, pentru că aici în partea de jos are două orificii și pe placă are două bolțuri montate. Ups! Astea două bolțuri care îmi intră mie aici și aici. Și cam asta a fost. Atât am vrut să arăt acum video ăsta, nu știu cât de bine m-a ieșit, nu sunt profi, primul video care îl fac, o să urmeze probabil altul cu